Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ne bucurăm de prezența dumneavoastră într-un număr atât de mare, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, 1 octombrie. Această zi este mâine, dar o aniversăm cu o zi înainte, pentru că și mâine vor fi alte activități care se vor desfășura. Astăzi, după cum vedeți, este o zi frumoasă de toamnă, ultima din septembrie, o zi autentică de toamnă, așa, însorită, zice cineva. Salut prezența dumneavoastră a tuturor vârstnicilor și a celorlalți care sunteți aici. De asemenea, salut prezența domnului primar Cristian Lazăr, așa, pentru prima dată la această aniversare și sperăm să și îmbogățească participarea cu cât mai multe. Salut de asemenea prezența reprezentanților bisericilor din orașul nostru, a altor instituții din oraș și, nu în ultimul rând, a copiilor care au venit să ne încânte cu un program artistic. Dacă am uitat pe cineva, salut pe toată lumea! Așa cum este bine la o sărbătoare internațională, pentru început se intonează imnul de stat al României. Vă rog să adoptăm o ținută și o poziție corespunzătoare. Au trecut la cele veșnice și în memoria tuturor persoanelor vârstnice, a tuturor celor care nu mai sunt printre noi, vă rog să păstrăm un moment de neculegere. Într-o primă fază, rugăm pe domnul primar să ne transmită mesajul dânsului din partea primăriei și a instituției pe care o conduce. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă salut cu mult respect și în primul rând îmi cer scuze pentru mica întârziere, dar să știți că n-a ținut de mine neapărat, am venit direct din ședința de Consiliul Local. Am ținut neapărat să vin aici, lângă dumneavoastră, dintr-un motiv foarte simplu. Am un mare respect și trebuie să avem cu toții, întreaga comunitate, pentru un lucru, pentru seniorii cetății. Acest respect nu-l inventăm noi, ci dăinuie de mii de ani. În orice comunitate care se respectă și care e valoroasă, seniorii sunt puși la loc de cinste. Și de-aia am ținut neapărat să vin lângă dumneavoastră. Însă, bineînțeles, nu o să vorbesc foarte mult astăzi, pentru că este despre voi, nu este despre mine. Ce vreau să vă spun este că acest respect vreau să-l împărtășim nu doar prin simple cuvinte. Astăzi sunt aici la evenimentul dumneavoastră și mă bucur că m-ați invitat, dar eu vreau ca acest respect
să-L împărtășim și prin fapte. Și prin acest lucru vreau să vă spun că noi, ca administrație publică locală, vom avea o întreagă deschidere față de dumneavoastră și vom ține să intervenim în toate zonele de interes care vă, să zic, implică și vizează activitatea voastră. Prin urmare, astăzi ziceau mulți, uite ce vreme mohorâtă sau ceva. Eu totuși vreau să privim partea plină a paharului și să ne gândim că totuși ploaia înseamnă belșug. Și vă doresc mult belșug în viețile voastre. Vă felicit pentru viețile pe care le-ați dus, pentru vârstele pe care le-ați atins. Să știți că sunteți un exemplu pentru mine. Și ca să știți că vin aici cu tot sufletul deschis, închei prin a vă spune un lucru, să zic, din inimă. Pentru mine sunteți bunicii pe care eu nu-i mai am. Vă urez la mulți ani și multă sănătate, mult belșug în tot ceea ce faceți. Domnule primar, vă mulțumim și ca respect și pe care vi-l purtăm, vă rog să primiți și o diplomă de recunoștință din partea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, să zicem, coautor al acestei organizări. Vă mulțumesc frumos! Mai multe și... Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice a fost adoptată în anul 1991 de către Organizația Națiunilor Unite. Dacă facem un bilanț, în acest an se aniversează 30 de ani de la această sărbătoare. Noi în Șibreul Silvaniei sărbătorim în fiecare an în diferite locuri, în diferite situații și am mai diversificat un pic treaba. De fiecare dată am avut un timp plăcut, adică în sensul că a fost timp frumos afară, soare. Dar uite că și pe timp de ploaie se poate desfășura și se desfășoară activități foarte bune. Uite, băieții joacă fotbal, noi ne distrăm aici. Copiii o să ne încânte cu un program artistic. Aș vrea să transmit un mesaj pentru toată lumea, acel legat de unitate și respect. În primul rând, aș vrea să amintesc că unitatea noastră rezultă din credința noastră. Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, ne-a îndemnat să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Și aș vrea să reflectăm la această situație, pentru că foarte mult în ultima perioadă ne învrăjbim. Nu numai noi românii, chiar și alte și alte popoare. De asemenea, filozofia care altădată se zicea că este mama tuturor științelor, ne vorbește despre unitatea contrariilor. De asemenea, matematica, în matematică, o știință precisă, se vorbește de faptul că 1 cu 1 fac 2. Deci și unul din prima și cel din al doua sunt egali. Iar doi este o putere mai mare decât fiecare dintre cei fiecare dintre cei doi termeni. Hora noastră a unirii ne zice că unde-i unul nu-i putere la nevoi și la durere. Unde-s doi, puterea crește și dușmanul nu sporește. De asemenea, organismul nostru uman și nu numai are o stângă și o dreaptă. Unite sunt ceva, dezbinate sunt nimic. De aceea doresc ca să reflectăm acestei probleme de unitate, pentru că nu suntem mai puternici sau mai tari sau mai frumoși sau mai urâți unii decât alții. Suntem toți când suntem un întreg. Și atunci mergem la partea alaltă de mesaj, acela de respect. Cerința primordială a respectului este să respecti pentru ca să fii respectat. Deviza noastră a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor este respect reciproc, încredere deplină,
Răbdare, răbdare, răbdare. De 3 ori. De 3 ori, dar poate să fie chiar de mai multe ori. În toate activitățile și acțiunile noastre la care am participat, nu numai de când sunt eu la conducerea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, dar am îmbinat în mod armonios și se vede și astăzi relațiile între generații, așa, și în excursii și cu alte ocazii, la spectacole și așa mai departe, între nații, indiferent că suntem români, maghiari, alte naționalități, nu e număr aici, între sexe, am participat cu toții, ne-am bucurat, dacă a fost cazul, ne-am și întristat, dar sper să nu fie cazul, și de aceea, încă o dată, cer și transmit un mesaj din partea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor pe care reprezint, să fim uniți și să ne respectăm. Vă mulțumesc și sper ca aceste deziderate să se și înfăptuiască. Copiii mici care ne vor încânta cu niște dansuri ale lor specifice. Din partea noastră pentru școala gimnazială Batori. Mulțumim. Așa. De asemenea, o diplomă pentru dumneavoastră că vă preocupați de copii. Așa. Și pentru domnul Bihari, unde ești? Aici că am pregătit pentru dumneavoastră. Da. Profesor Pop George, Gheorghe, adică. George, Gheorghe. Veniți cu poezile după. Hey!
Vedem ce pot și vârstnicii. Doamna Tulbure, din partea familiei Tulbure, știți că domnul Tulbure ne încânta cu poeziile dânsului, de data asta a trimis-o pe doamna să ne recite o poezie a lui domnul Tulbure și una a lui doamna Tulbure. Vă rog să fiți atenți ce mesaj ne transmit. Lepsită înapoi, aflu că am venit în viață într-o bună zi de joi și s-a nimerit să fie tocmai dis de dimineață. Mi se pare drumul lung, să mai sper este în van, la Poieni să mai ajung în sătucul meu natal, sănătos peste un an. De-ale valurilor crește, sunt târât de ele înalt. Ce-a fost ieri, azi nu mai este. Nu pot ieși la liman fără cârmă și catarg. Drumul vieții mai îngust. Merg la pas, nu mai alerg. Până la un alt 8 august, mai e multe calea mea. Toate urmele se șterg și consider că e logic și că este prea târziu după ceasul biologic să mă plimb iar prin Olimp, să visez și să mai scriu. De n-am fi în pandemie și aș fi puțin mai sănătos, aș scrie iarăși poezie, dar nu pot, că lumea asta astăzi cu capul jos. Sunt prin viață un voinar și spre neam călătoresc. Privesc nimic în calendar și mă întreb ca muritor sub soare cât am să trăiesc. Nu admir gingaș și muze, chiar de gale și-mi zâmbesc. Cu un surâs suav pe buze, am murit de mult iubirea, că-s bătrân și mă topesc. Al muncii noastre aspru jug, de la cezări meriți în cui, după ce-am tras tăcut la plug și-am simțit toți gustul vieții, cel dulce acru amărui. Au apus clipele sfinte, resemnați, ne ducem lipsa, dar de mâine înainte o să reflectăm cu teamă că vine apocalipsa. Efortul fizic în declin, nu mă mai plimb și nu mai scriu și tocul mâna de-al mai țin. Când îngerul de veghe când șoptește, bătrâne, la culcare, că-i noapte și târziu. Și vreau simfaniei 29-a, o drăsură. Autor George Turbule, te mir cu banii s-au produs și parcă nici nu bine a crede că altul vine azi în plus, iar urma sunt pe fața ta se vede. S-au înmulțit și firele cărunte, subitele de păr s-au mai scutat, s-au adâncit și cutele pe frunte, iar mersul tău e încet și a plecat.
la palme degetele noduroase, iar ochii tăi albaștri s-au mai șters, durerile s-au cuibărit în oase și mai nesigur pașii sunt înmers. Memoria în ce s-a estompat, cu greu regis, iute, lume proprii, te-ai obosit și lenevești în pat, cu drag de sobă iarna te apropii. Mai uiți să-ți pui protezele în gură, te supără și unghia cea mare, te duci cu ea lunar la pedicură, că s-a încărnat și verde tu te doare. Din ce în ce mai rar te întorci în sat, a voastră moștenire de vreme s-a vândut, în casa părintească tăcerea s-a lăsat, că dragii tăi părinți în stele s-au pierdut. De acum, prietenii sunt sfinții și preoții ce cântă în altar. Ridici la parastase cu părinții, te rogi în zilele cu roșu în calendar. Sosită în bucium de scăliță, pe drumul de apostolat și mai apoi aici, la grădiniță, mandatul ți l-a încheiat. Când vei pleca cu ultimul tău tren, în amintiri străini de obicie, prin păzele sprendite de goblen, din cusături, un colț de florărie. Vă mulțumesc! Să facem și o poză. Lăsați, numai un pic să prindem și... Haideți mai încoace. Să prindem și diploma. Da, vă rog să fiți în sentimentul meu să mânăm o diplomă familiei Tulbure, pentru că de ani de zile ne încântă cu poeziile compuse de domnul Tulbure și de doamna Tulbure. Așa cum am zis, domnul Tulbure, nu a putut să vină, dar o trimis reprezentantul. Doamne ajută să mai vină și de acum înainte mulți ani. Iar domnul Tulbure să reziste... Așa, cu sănătate. Îl rog acum pe domnul Mureșan să ne cânte cu niște poezii. Prima poezie este o poezie patriotică, rugăciune post-decembristă, scrisă cu mulți ani în urmă, dar parcă de actualitate și acum. Ridică-te, române, vrea să stai îngenunchiat, sub genunchi la tine pământul e crăpat. Prea te arcuiești de vreme în plecăciune adânci, când sufletul tău geme, ei te vor pe brânci. Fii demn măcar odată, ridică-te în picioare și fă-i să dea socoată când vor să te omoare. Ridică-te, române, când ei te vor îngenunchiat, arată-le că în tine e sânge de bărbat. Ai fost mult prea cu minte, trăind precum un sfânt, acum pe cel care te minte, cântește-l de pământ. Ridică-te, române, fii demn măcar odată, și-au bătut joc de tine, fă-i să dea socoată. Te-au umilit mereu, bătându-l joc de tine, n-au niciun Dumnezeu, trezește-te, române. A doua poezie, poezie cu tema religioasă. Toată lumea urcă o Golgota, chiar că o credem sau nu o credem. Tot ne purtăm crucea în spate. Gem pietrele de pe drum, de mulțimea de păcate, și tu duci încă și acum crucea noastră cu păcate. Câte, Doamne, de departe, locul unde te sfârșești, pentru a lumii păcate pe care atâta o iubești. Te duci în suflet cu durere, în noi Golgota încă crește, alegi moartea ca pe obrere pentru cel care te culește. Pe chipul tău așa frumos e iubire pentru aceste cete,
apoi privind spre ei în jos, te rogi la Tatăl Sfânt să ierte. Doamne, iartă-ne neștiința, păcatul nostru de fiecare zi și întinerește în noi credința, jertfa ta, să o putem slăvi. Mulțumim domnului Mureșan și dânsul face parte acum din colectivul nostru, s-a atașat și așa, colectiv artistic și poetic. Da, vă rog, să țineți diploma. Da. I-am înmânat și eu o diplomă. Da. Dați-mi voie, pentru că partea artistică se cam încheie. Să vă mulțumesc la toți cei care participați astăzi și ați participat, cei care n-au putut să vină pe la noi, sponsorilor și la toată lumea, că și cei participați și cei neparticipați. Așa cum stă bine la orice casă de români și nu numai, așa și de alte naționalități, este bine să și este creștinește ca să ne și rugăm la Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dat și pentru ceea ce ne dă și ne va da. De aceea îi rog pe părinții noștri, părintele Pădureanu și părintele Taloș, să binecuvânteze organizarea asta noastră. Vă rog! Zice-mă rugăciunea, frate, la început de toate. Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Preacucernice Părinte, binecuvintează! Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce sfințești și binecuvintezi toate, însuți binecuvintează mâncarea, băutura și pe robii Tăi, că bun ești în vecii vecilor. Amin. Dragii noștri, vă dorim în primul rând sănătate și să trăiți într-un mulți și binecuvântați ani. Poftă bună vă dorim! Și acum vă dorim să aveți poftă bună, ceea ce ne-a și binecuvântat părinții, așa? Avem pregătită o varză a la Cluj, nu știu dacă o să mă exprim bine și în limba maghiară, Color var coposto! Unde-i doamna Covaș? Că o să mă învață perfect limba maghiară. Mihai, ce... Coloșvari capăstă, iui. Poftă bună, o pălincă bună din zonă, o bere și gogoș făcute de doamna Mitrașca și cu doamna Covaș Adel, pe care o să le dau și câte o diplomă, că s-o străduit să le facă așa cum trebuie. Poftă bună, după care muzică, dans și toate cele... De cuvință. Și tu chele cu ești, la 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 la. Inima tu chele ești, la 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 la. Și tu chele cu ești, la 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 la. Deși mi-e stafă-i trăie, la 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 la. Nu fi saturi.